Bună seara, stimați telespectatori! Bună seara, stimați telespectatoare, dragi copilași! Ne revedem încă o dată, într-o zi de luni. Încă suntem în viață, după cum se vede. Sper că și dumneavoastră. Vrem ca în această seară, în această seară de luni, vrem încă o dată să începem săptămâna din nou cu energie proaspătă, cu obiective proaspete, cu ținte noi. Și vrem ca de data aceasta, în această zi, să schimbăm puțin macazul și să trecem puțin de la partea introvertită, care am avut-o de câteva, cred că 4 lecții în urmă, să începem să ieșim puțin din găoacea oului și să creionăm lucruri frumoase pentru viața noastră, ceea ce ne stă înainte și pentru viața familiilor noastre și pentru viața comunității, a societății și așa mai departe. În această seară am propus la emisiunea aceasta, care suntem împreună, Next Level, să avem o emisiune mai focalizată. Și dacă data trecută am spus că există câte o vreme pentru orice lucru, iată că a venit vremea socotelilor. Dacă până acum am stat și ne-am uitat în viața noastră, ce am făcut noi și ne-am uitat un pic în trecut, ca să vedem cum stăm, dacă am trecut și ne-am revizuit viața noastră, atitudinea noastră și modul în care am acționat în trecut, este vremea ca acum când oamenii au început să miște, chiar dacă sunt încă în, între ghilimele, în bârlogul lor fiecare, în viziunea lor proprie fiecare, am observat că oamenii au început să se mai relaxeze, au început să citească, au început să nu mai fie așa de împovărați. A venit și soarele și căldura și se pare că un pic asta ne va da energie. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm puțin și să folosim acest timp foarte, foarte profitabil din punctul nostru de vedere, chiar dacă această stare de urgență încă s-a mai prelungit, este spre binele nostru încă, și să vedeți ce lucruri importante și interesante vom puncta astăzi. Vă rog să luați un caietel, o hârtiuță și ceva de scris, pentru că sunt niște lucruri foarte importante și vom vedea în seara aceasta ce ar trebui să facem noi în aceste timpuri. În acest timp care, să spun, prima fază ne-a lovit cu acest virus. Acum, cumva, încercăm să trecem, să defilăm prin acest labirint, să stăm pe acasă, să mergem la lucru, care au de mers la lucru. Cred că încă mai gândim ce o să fie mâine, cum o să fie economia și alte lucruri, dar astăzi vrem să punctăm niște lucruri și dacă le punem în aplicație, dacă le punem în viața noastră și luăm act de ele, cu siguranță viața noastră va fi alta decât ce a fost până acum. Haideți să începem și să și prezint pe invitatul meu, Ionuț Dura, binevenit! Bine te-am găsit, Adi! Bine m-am găsit și pe dumneavoastră, telespectatorii noștri, mă bucur să fiu aici. Te-am provocat și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu drag. Că știu că chestiile astea care vrem să le discutăm acum nu merg cu orice vârstă, nu merg cu orice fel de om și mă bucur că ai acceptat și vreau să începem așa direct din start. Tu cum vezi vremea asta actuală? Cum vezi oamenii? Cum se mișcă? Ce ar fi important pentru ei acum? Cu siguranță că viața merge înainte și acum, va merge înainte și după ce se termină tot balamucul de care avem parte în vremea pentru asta. Pentru cei mai mulți, da. Pentru cei mai mulți. Asta e bine de specificat. Pentru cei mai mulți. Pentru majoritatea va merge înainte și cred că e foarte important ca să nu ne punem pe pauză. Unii spun, lumea s-a pus pe pauză. Ei, nu e chiar așa. S-a pus pe pauză lucru, s-a pus pe pauză umblătura, să spun eu așa, s-a pus pe pauză efortul ăsta zilnic de a
îți câștigai existența, acum, într-un fel, ăsta e pus pe pauză, sperăm noi, pentru cât mai puțin timp, dar viața merge înainte. Viața se întâmplă în familie și eu personal mă bucur de lucrul ăsta, că viața a început să se întâmple și în familie, se întâmplă și la mine mai mult ca până acum și cu siguranță se întâmplă la majoritatea oamenilor care stau în casă în vremea asta. Deci, dacă vrei să găsești și partea bună a lucrurilor, o vezi, o găsești numai să vrei să te aplăci, să da, vezi. Da, există și o parte bună a lucrurilor. Noi suntem foarte nerăbdători să ieșim din nou la zumzetul nostru și la umblătura noastră, dar poate că e bine să avem un timp de reflecție în timpul ăsta. Așa cum spuneai, cum vedem vremurile în care suntem? Cred că sunt vremuri în care trebuie să ne gândim la ce va fi. Trebuie să ne gândim mult mai bine la ce va fi, pentru că se pare că unele lucruri se vor schimba și trebuie să facem față. Trebuie să fim pregătiți pentru viață. Asta e foarte important. Nu ne putem permite să stăm pe pauză, noi, ca persoane, ca indivizi. Da, e catastrofă. Dacă stai pe pauză, de fapt, regresezi. Mergi înapoi, așa da. E. Ai spus mai devreme că ar trebui să folosim timpul ăsta eficient, să zic. Chiar dacă exteriorul e pe pauză, noi am putea face ceva. Aici vreau să insist pe această emisiune, da? Ce facem în acest timp, cum punem socotelile pe masă, da? Luăm foaie și hârtie, da? Facem socoteli. O să vedem de ce e important și neapărat scrisul. Dar vreau să facem un pic de recapitulare, pentru că să știm de ce facem ceea ce facem. Adică dacă ne-a lovit, putem spune că ne-a lovit, adică în sensul că... N-am așteptat. Da, a venit în așa fel încât nimeni nu se aștepta. Chiar așa. Adică na, toată lumea își imagina într-un fel, numai că realul a trecut orice imaginație. Adică nimeni nu își imagina că... Se închid instituțiile, mai ales bisericile, că aici este o mare, mare problemă. Nu s-au închis niciodată, din ce știu eu. Da, nici așa. Nici pe vremea comunismului nu s-au închis. A fost mai greu, dar au fost deschise. Și nu numai că s-au închis loco, nici că pe țară, ba pe mapamont. S-au închis în toată lumea. Da? Adică inclusiv Meca, inclusiv da, țipene de om, cântau păsările. Da? Asta a făcut așa un pic de... cu tremur, a scuturat un pic lucrurile și cred că mulți s-au întrebat, adică trebuie să fii ori de piatră, ori din plastic, ori sintetic, să nu îți pui cel puțin o mică și minimă întrebare vis-a-vis de tot ce se întâmplă. Asta a fost punctul. Unii oameni s-au uitat în sinea lor, am avut câteva emisiuni pe chestia asta, da? Cum să... își revizuiască situația, cum am făcut lucrurile, să ne uităm dacă ce am făcut greșit, ce putem schimba și așa mai departe. Noi încă n-am plecat, tot în poziția de acasă suntem, încă n-am făcut noi acțiuni, că pe asta vrem să clădim astăzi. Și unii, într-adevăr, și-au făcut mea culpa, și-au resetat lucrurile, s-au împăcat cu oamenii, au trecut peste vinovăția lor, s-au iertat, au iertat pe alții. Ei sunt cei mai câștigați din punctul meu de vedere la faza asta. Au recitit și mă bucur foarte mult, nu știu dacă ați observat, câte lume s-au documentat și acum dacă ar fi să dăm examen tuturor din lumea asta, să dăm un examen, scrieți ce știți despre virus, ce n-am învățat la școală, am învățat acum în câteva săptămâni. Da? Da. Toată lumea știe ce e la un virus, cum arată, ce se face, cum se face, cum se... absolut. Folosești și niște... Da. Deci asta e o parte foarte bună. Știu ce e la un virus. Și eu am început să citească și așa mai departe. Știu când o știre este pe bune, când e făcută, când e băgat degetul în rană, când... Da, deci am văzut că oamenii s-au educat în chestia asta și asta e foarte bine. Da, nu toți. Deci, ne-a lovit, ne-am îndreptat. Ce facem acum? Pentru că în momentul când ești iertat, în momentul când ți-ai încheiat socotelele, te-ai iertat și știi, Doamne, acum vreau să încep altă viață, acolo, în momentul ăla, ai multă energie. Și am văzut deja din
din postări pe Facebook și nu știu pe unde, oameni deja au energie, vor să iese în stradă, vor să nu mai accepte, vor să nu mai... ceva îi împinge, da? Dar momentul ăsta este foarte important. Și acum eu întreb, dacă ieșim acum afară și n-am făcut schimbarea din interior, care e garanția că viața ce urmează va fi de alt nivel, dacă toți suntem la emisiunea asta, față de ce a fost? Eu văd lucrurile așa. Noi, în general, suntem mânați, să spun, de la spate de situații. De exemplu, eu mă scol la o anumită oră să mă duc la lucru pentru că așa îmi cere serviciu, așa îmi cere job-ul. Mă duc la serviciu, acolo mă așteaptă comenzile, acolo mă așteaptă lucru, acolo mă așteaptă banda, mă așteaptă, știu eu, fiecare în domeniul în care lucrează. Stai 8 ore acolo sau 10 ore, așa cum... Știi că ieși la ora cu tare și știi că de acolo te duci unde? Acasă. Când ajungi acasă, îți iei cina în familie dacă o iei sau am mai planificat un eveniment, se face seară, te culci, dimineața știi că iară te trezești, oarecum viața n-ai făcut-o tu, nu ți-ai făcut un scop, nu ți-ai făcut un plan, viața te mână, îți spune ea ce trebuie să faci, te așteaptă ceasul să te trezești să mergi la lucru, te așteaptă să te duci la biserică, te așteaptă să faci aia. Când toate astea ți se iau și dintr-o dată nu-ți mai sună ceasul să te duci la servici, când duminică nu te mai duci la biserică, unii nici nu știm ce să faci în duminica. Eu niciodată n-am lipsit de la biserică. Te simți vinovat că nu poți să mergi. Dintr-o dată stau acasă cu familia. Da, cred că copiii sunt cei mai bucuroși de asta. Ne-am jucat în perioada asta de neosări capacele, cum zicem noi. Mm-hmm. Am stat împreună, am folosit timpul ăsta bun. Cum spuneam, până acum, așa am resimțit eu lucrurile. Viața te-a mânat. Ți-a făcut programul. Lucrurile care se întâmplau în jurul tău ți-au făcut programul. Prietenii te sună, bă, mergem acolo, pac, ți-a făcut program. Te sună pastorul, te sună șeful, ore după, sâmbete, te sună gașca, hai să mergem la iarbă verde, mai ales, nu, toate astea, cineva în jurul tău îți face program. Când nu-ți mai face nimeni program, ce faci atunci? Asta a fost noul normal, să spun eu, pe care l-am văzut în viața mea. M-am trezit dintr-o dată că trebuie să stau acasă atâtea ore cu familia. Și nu numai eu, și copiii nu pot să plece niciunde, și soția nu poate să plece niciunde, i s-a oprit business-ul, a trebuit să se oprească din toate. Ne-am văzut patru oameni, că atâția suntem, sechestrați într-un apartament și acum ce facem? Bineînțeles, copiii nu au o problemă la asta. Telefoane, non-stop, mai greu a fost pentru noi doi să ținem în flux situația asta. Și atunci am zis, nu e normal, trebuie să... Apelăm la creativitate. Da, și să ne oprim puțin și să facem noi program. Păi nu ne mai face nimeni program. Exact. Până acum a fost simplu. Deci chiar era simplu. Deși era câteodată istovitor, obositor, pentru că te mână, toți te sună, toți lucrurile te așteaptă. Nu poți să miști nimic. Ești în program. Dar era într-un fel bine pentru că știai că trebuie să faci lucrurile așa cum vin. Dacă nu mai vin, mi-am dat seama că trebuie să stau, să mă opresc și să fac planuri, să-mi programez ziua într-un fel. Recunosc, n-am excelat la asta, încă lucrez, dar am avut momente în care ne-am oprit toată familia, ne-am reunit, copiii, haideți, lăsați telefoanele, haideți toți într-o cameră și haideți să stăm un pic, să stăm împreună. Haideți să ne gândim, uite, ora asta stăm toți și citim. Adică a trebuit să ne adaptăm la noul normal, pentru că celălalt pur și simplu, peste noapte, putem să spunem, au dispărut. Exact. Nu mi-a mai făcut nimeni program. Nu mai îmi spune nimeni ce să fac. Nici nevasta nu mai îmi spune ce să fac, pentru că tot timpul acolo nu găsim prea mult. Într-un apartament nu poți. Și nici nu ne permitem să ne petrecem tot timpul la televizor. De fapt, nici nu avem televizor. Ne uităm pe internet cât putem. Încercăm să folosim bine timpul ăsta. Așa cum ai spus tu, când ieșim din toată treaba asta, să nu ieșim epuizați, să ieșim mai buni. Eu cred că se poate să ieșim mai buni. Se poate să ieșim mai capabili, să ieșim mai focalizați, să avem o viziune pentru viața noastră. Dacă întrebi pe oameni, în general, nu știu să spună ce viziunea pentru viața lor. Ce vrei să te faci când ești mare? Era vorba asta când eram noi copii. Aviator, toți ne făceam aviatori. Ce vrei să te faci când ești mare? Tot vrem să ne facem doctorițe, fetele, nu? Era așa, dar cu adevărat, câți oameni știu ce vor de la viața lor? Pentru că îi mâna serviciu, am un obicei, l-aveam mai de mult, acum mai puțin,
Să mă uit la oameni care trec pe stradă. Foarte bun. Și aveam un job, lucram undeva și de acolo vedeam strada prin vitrină. Și câteodată urmăream așa oamenii și un lucru pe care l-am observat despre noi, nu știu dacă și în alte părți, dar despre noi, românii, suntem așa posaci. Adică fiecare cu plasa merge, vine, fiecare cu telefonul lui mai nou, fiecare cap în pământ. Adică rutina aia care se întâmplă în fiecare zi, m-am gândit odată, dacă nu ar fi instinctul de supraviețuire, cred că am murit de foame. Dacă nu ne-ar scoate foamea, băi, trebuie să mergi la lucru. Trebuie să te duci, trebuie să faci ceva. N-ai voie să stai. E foarte posibil că muream de foame. Păi da. Asta e instinctul de supraviețuire. Bă, trebuie să mănânc. Dacă nu mănânc, ce fac? Asta e o viață de la minus la zero. Deci, okay. Instinctul de supraviețuire pleacă de la minus la zero. Așa, e măcar spre zero, nu spre minus. Dar, păi da, că altfel nu poți trăi. Da? Deci, dacă vine foamea, acel gol... Da, vine și te face să ajungi măcar la zero. Da, dar asta e zero. Nu suntem, nu suntem chemați să stăm pe zero. Așa e, așa e. Și întrebarea asta era, dacă știu și ai făcut, ai făcut o panoramă foarte, foarte faină vis-a-vis de ce era. Acum, dacă eu vreau ca viața de mâine, după ce se termină și ne dă drum afară din casă, care e garanția că va fi altă viață? Dacă eu acum, în timp ce stau în casă, nu fac socotelele. Pentru că eu acum trebuie să fac lucrul ăsta. În momentul când am plecat afară, iar mă mână energia, că nu mai vreau să văd casa. Și fac lucrurile, iarăși, cum zic unii, de avalma, știi? Adică fără noimă, fără cap și fără coadă. Mm. Și ne trezim, poate că mai rău decât unde am fost. Dacă nu, ne facem acum socotelele. Depinde cât de mulțumit ai fost de ce ai avut până acum. Eu cred că ăsta e punctul de pornire. Dacă ai fost pe zero, adică ai supraviețuit doar și vrei doar atât instinctului, poți merge mai departe așa. Poți să ajungi din nou pe minus, chiar să mor de foame într-o zi. Și asta ești pe minus, nu? Dacă te-ai învățat cu lenia, cu statul acasă. Da, într-o zi se termină și asta. Și, no? Dar dacă ești mulțumit de ce ai avut până acum, cu siguranță vei merge tot așa. Bun. N-ai nicio garanție că va fi mai bine. Și starea de mulțumit, dacă tot veni vorba, mulțumit, este o stare în regulă sau nu e în regulă? Pentru că tot în starea de mulțumit au fost foarte mulți oameni până la momentul virusului, hai să-l numim așa, pentru că antreprenorii căutau oameni pentru lucru, aveau comenzi, aveau de lucru. Erau foarte mulți care stăteau, nu aveau de lucru, dar nici nu vroiau, pentru că stăteau undeva pe zero, ei erau mulțumiți. E o stare normală a fi mulțumit. Nu mulțumitor, mulțumit. Așa. Fac diferență. Există un gen de mulțumire, e o linie destul de fină, zic eu, pentru că să fii mulțumit, ăsta e un dar, adică să poți, și probabil că se duce în zona mulțumitor, așa mulțumitor, cum ai spus. Dar să fii mulțumit în sensul să te relaxezi și să nu mai mergi înainte, asta întotdeauna înseamnă să mergi înapoi. Nu știm, să stai pe loc nu există. Nu, întotdeauna te duci. Deci a fi mulțumit e o catastrofă. Eu știu că asta am învățat, de exemplu, chiar și mai citesc Biblia și întreb pe unul și pe altul, zic, spune-mi și mie când Dumnezeu ar fi mulțumit cu cât ai face pentru El. Niciodată. Deci dacă ai fi clonat de 10 ori și să fii în capacitate maximă, tot ar mai trebui. Da? Asta înseamnă că e o caracteristică a lui Dumnezeu niciodată mulțumit. Și, bineînțeles, întotdeauna recunoscător și mulțumitor. Facem diferența asta pentru că chiar, uite, chiar contează, ai deschis subiectul și contează vis-a-vis de rutină. Foarte mulți oameni am făcut, printre primele emisiuni, am făcut cu partea asta de personalitate fiecăruia. Da? Și una din personalități, care se numește flegmatic, el stă foarte bine relaxat în rutină. Pentru el e balta lui, rutina. Să facă lucrurile ce a făcut astăzi și ieri și facă și mâine și nu problem. Și sunt foarte mulți în România de această tipologie. Dar până când? Când facem un pic de... Dacă vrem alt nivel, dacă vrem altceva, trebuie să facem ceva. Și asta e primul punct. Să nu fiu mulțumit cu ceea ce sunt acum. Da.
Pastorul nostru are o vorbă și spune rutina duce la rugină. Așa. Și apoi la ruină. De da. La rugină la ruină, cam acolo ajungi. Eu încerc să observ lucrurile, așa cum am zis, mă uitam la oameni, să încerc să înțeleg. Așa am lucrat într-un domeniu în care mergeam în apartamente pentru că trebuiau renovate. Uh-huh. Și cum foarte mulți români au plecat din țară și s-au dus dincolo, au lăsat apartamentele foarte fain. I-au locuit în ele până au plecat. Au lăsat apartamentul într-o stare foarte bună. Și când veneau după 5 ani, dau un exemplu, să îl vadă un pic de el, nu au mai fost acasă de 5 ani, știi cum era. Uh-huh. Și când venea acasă, mergeam cu ei, totul era deteriorat. Pentru că nu se poate un lucru lăsat la voia întâmplării, va avea tendința să se distrugă, să se ruineze. Așa orice este, lucru da. Lăsat, legea entropiei, orice lucru lăsat la voia întâmplării, el se duce în jos, nu se duce în sus. Exact. Ori, atunci nu pot să fiu mulțumit, adică să fiu mulțumit cu status quo. Stau exact așa cum sunt, pentru că nu există să stau așa cum sunt. Exact. Ori este progres, ori este regres. Exact. Ori este, știu eu, creștere, ori este dezvoltare, ori este ruină. Exact. Dar asta, decizia, e în mâna mea. Eu pot să fiu mulțumit. Întrebarea este cât de mulțumit voi fi când se termină toate. Noi suntem foarte învățați să ne trăim clipa. Și ne uităm așa, bă, am fost azi, am avut ce mânca, a fost bine, am stat cu prietenii, a fost super. Regretele apar mai târziu când vezi că viața ta se termină, când treci de o anumită vârstă și faci tot mai puține lucruri. Exact. Și faci tot mai greu și trebuie să te ascuți, trebuie să te focalizezi, trebuie să-ți iei anumite lucruri la care ești bun să le faci și pe celelalte să le lași la alții care au mai multă energie, energia ta e în scădere când treci de o anumită vârstă. Tinerii au tendința să creadă că ei vor fi asta? veșnic plin de energie, veșnic în top. Nu este așa. Am prieteni care, eu am 45 de ani, am prieteni care pe la 30 și ceva de ani, bă, încep și eu, nu mai pot mânca chiar cum mâncam până acum, parcă nu mai pot dormi. Bă, zic, și eu mi-am dat seama, mi-a trebuit vreo 5 ani, așa ai o zonă în care nu știi ce se întâmplă cu tine, de ce nu mai poți cum ai putut? Ai, bă, e o problemă, nu e o problemă, așa este mersul vieții, poți tot mai puțin. Regretele vin atunci când nu mai poți face, zici, de ce n-am făcut atunci când am putut? Mm. Ori acum este momentul ăsta de reset în care exact. Depinde de mine, depinde de mine. Dacă vreau să-mi fac un plan pentru viața mea, ca mai târziu să nu-mi pară rău de felul în care am trăit. Poți să trăiesc la întâmplare, trăirea asta la întâmplare nu va fi niciun progres. Va fi absolut regres, va fi ruină. Când mă duc la întâmplare. Dar când am un plan pentru viața mea, când am niște pași concreți de făcut, atunci pot să merg înainte. Dar asta depinde de mine, de ce vreau. Exact. Noi suntem foarte obișnuiți să trăim ziua de asta, așa cum am spus. Dar ceea ce ești tu acum, tu ești suma lucrurilor pe care le-ai făcut în ultimii 10 ani. Corect. Ori ceea ce vei fi peste 10 ani este suma lucrurilor pe care le faci de acum în 10 ani. Bun, exact cu asta începem. Dacă te duci la un drum, nu? 10 ani, 5 ani înainte, ce faci prima dată? Ce faci prima dată? De exemplu, cum ai spus mai devreme, dacă vrei să faci ce ai mai făcut, faci. Numai că, exact asta am făcut acum câteva săptămâni, că știm că din cauza noastră, a fiecăruia în parte, în pătrățica noastră, oarecum am chemat vremea asta. Pentru că am fost, alții ne făceau program. Da? Uh-huh. Am chemat vremea asta când trebuie să ne facem socotelile, să facem noi ceva pentru viața noastră, că noi suntem răspunzători pentru asta. Știm că trecutul nu mai poate fi schimbat. Așa e. Numai în prezent poți acționa absolut. Ca viitorul să fie schimbat. Absolut. Corect? Absolut. Și atunci hai să începem partea frumoasă astăzi. Cu lucrurile de valoare. De exemplu, am învățat că dacă vrei să te duci la drum, după îți faci niște bagaje. Înainte de a-ți face bagaje, îți faci niște liste. Ce ți-ai în bagaj? Ce-mi trebuie, ce am nevoie, ce n-am nevoie. Da? După aceea programezi un timp, niște deadline-uri. Da? E simplu. Orice călătorie merge da. Așa. Dar înainte și de bagaje și de listă să nu mai întâmple ceva. Exact cum ai zis tu mai devreme, stai cu familia, cu soția, cu copiii și începi să visezi.
că până nu visezi. Noi funcționăm ca și GPS-ul. Da? GPS-ul, cred că toată lumea știe, când tu pui aici pe telefon, dai drumul la GPS și dai, primul lucru care te întreabă este unde vrei să ajungi. Absolut. Da? Pentru că socoteala lui începe de la destinație înspre punctul în care te afli. Și atunci noi primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne creăm visul. Ce ar trebui să scriem pe lista visurilor noastre? Adică ce ar trebui să facem? Pentru că trebuie să ținem cont și de ceea ce mi-am făcut, ceea ce am făcut greșit până acum. Să nu mai fac. E un timp extraordinar. Am observat iarăși că oamenii fac un pic de cadru. În vremurile astea caută să vadă pe ce poate câștiga. Și repede, repede, unii în produse, alții în alte lucruri. Dar am observat unii, și asta mi-a plăcut foarte mult, care sunt mai iute de picior, să zicem așa, și-au făcut repede mea culpa și repede au început să acționeze pe niște criterii foarte faine, foarte, foarte clare. Și știu că ei nu pot să influențeze cumva criza, dar ceea ce fac ei în acest timp determină viața lor de după. Și am văzut că au început să-și facă liste, să vadă unde au fost disciplinați, unde n-au fost disciplinați, cât au fost de disponibili, n-au fost disponibili. Cât sunt de importante aceste valori în acest timp al socotelilor? Asta în cazul în care dorim să ne clădim viața pe valori. Acum, dacă emisiunea Next Level, să ne așteptăm că vrem să fim la alt nivel decât unde am fost. Asta e cel mai bun lucru. De asta facem emisiunea asta, de aia chem oameni de valoare aici, ca să spunem telespectatorilor niște secrete cum se face. Noi avem impresia că genul ăsta de introspecție sau de gândire este rezervată managerilor sau oamenilor care, știu eu, stau într-un birou cu niște alți oameni de top și planifică lucrurile pentru o mare companie. Nu suntem foarte obișnuiți să planificăm pentru viața noastră și să avem... Asta învățăm acum. Și asta e foarte bine și misiunea asta e extraordinară în sensul ăsta, pentru că aduce lucrurile care au fost vorbite doar în birourile marilor companii, corporațiilor, cu managerii și cu directorii de compartimente, în viața omului de rând, pentru că până la urmă totul se reduce la management, la administrare. Cum îmi administrez? Eu sunt un administrator și dacă sunt șomer, eu trebuie să-mi administrez timpul. Banii. Trebuie să-mi administrez familia, energia, dacă sunt un soț. Dacă sunt și tată, trebuie să-mi administrez și relația cu copiii. Dacă sunt și, știu eu, într-o lucrare de voluntariat, trebuie să mai administrez relațiile cu ceilalți cu care lucrez. Cum, așa mai departe. Da. Deci nu neapărat în relațiile de business, dar trebuie aduse în viața de zi cu zi. Mă gândeam când spuneai de călătorie, se spune că viața e o călătorie, așa. Dar nici o călătorie care n-are sfârșit, tot e fain. E fain să te duci, să te tot uiți pe geam, dar mi-amintesc când eram mici, dar când ajungem? Ne tot uitam pe geam, mergeam cu trenul la bunici, și toate dealurile alea îmi păreau dealul din fața de la casa lui bunica. Am ajuns, dar când ajungem? E fost faine dealurile, totul e frumos, dar trebuie să ajungem. Vis-a-vis de destinație. Dar nimic nu ne promite că vom ajunge la destinație dacă nu lucrăm așa cum trebuie. Dacă nu stăm, cum ai spus, și să ne punem rânduială în valori. Exact. Acum, vis-a-vis de criză, un lucru pe care l-am auzit recent, că îl spunea cineva... Pe timp de criză, oamenii au tendința să facă două lucruri. Unul este să nu mai dăruiască, și asta este o valoare, să fii darnic, și alta este să ducă lucrurile în zona gri, din punct de vedere moral. Deci, vremurile sunt grele, va trebui să ținem pentru noi, deci vremurile sunt grele, va trebui să facem cum putem să ne descurcăm. Și atunci, în loc să îmi adaug la valori, renunț la valori. Ori asta, și cineva a scris o carte... Cheaters never win. Cei care trișează nu câștigă niciodată pe termen lung. Uh-huh. Pentru că se poate de moment să zici că te-ai descurcat. Dar lucrurile merg înainte și dacă ți-ai călcat peste valori și le-ai pus deoparte, e foarte greu să le mai recuperezi și să faci ceva cu viața ta. Ideea de a construi pe valori
Eu cred că e o idee fundamentală pentru viața fiecărui om. Nu contează că ești creștin, că ești de alt ateu, că ești antreprenor, că ești un simplu familist, să-ți construiești viața pe valori e o chestie extraordinară pe care trebuie să o învățăm fiecare dintre noi. Ca să-ți construiești viața pe valori, trebuie să știi de unde ții valorile respective. De unde ne tragem fiecare valorile în vremea asta? Poate sunt mentorii tăi, poate sunt profesorii tăi, poate e tata și mama dacă ești un copil și ești, sau un tânăr, poate că este șeful tău care te inspiră, care ai văzut în el un om de valoare și îți place de el, l-ai văzut că se trezește la ora 5 dimineața, că face meeting cu tine și îți vorbește frumos, te motivează. Sunt niște valori pe care poți să le iei de la viața ta. În vremea asta putem să renunțăm să mai bajocorim pe patronii noștri și poate să învățăm ceva de la ei. Că vorbea de valori. În vremea asta, când stăm acasă, noi știm, patronilor este foarte greu și angajaților este greu. Dar trebuie să vedem ce avem în comun. Toți avem în comun, vrem să trăim, vrem să facem ceva, vrem să construim ceva. Poți să înveți ceva de la angajatul tău dacă ești patron. Consecvența aia cu care îți vine în fiecare zi la serviciu, consecvența aia cu care în fiecare zi disponibil pentru tine, exact, ca să-ți construiască un business. El vine, muncește pentru tine. Este un lucru extraordinar. Trebuie văzut și dintr-o parte și dintr alta. Să ne uităm la oamenii din jurul nostru ca la niște adevărate valori. Inestimabile. Nu să mă uit la patronul meu pentru că el are firmă să-l disprețuiesc și nici să mă uit la angajatul meu. Nici să mă uit la profesorul meu și să zic, lasă treacă. Nici să mă uit la elevi și să zic, bine că vin și ăsta. Putem învăța unii de la alții. Putem învăța din cărți. În vremea asta putem să luăm cărți și să citim. Exact. Și să învățăm principii. Să nu citim doar beletristică. Să încercăm să căutăm cărți care ne pot da ceva valori. Putem citi Biblia în vremea asta. Poate să treacă un miliard de cărți. Nimeni nu poate să spună împotriva Bibliei și dacă nu înțelegem foarte bine, poate putem vorbi împotriva ei, dar nimeni nu poate să spună nimic împotriva lui Isus. Putem învăța de la el. Putem învăța valorile lui. N-ai cum, dacă trebuie să citești Biblia pentru asta. Nu mai poți merge la biserică, dar ai biserică la tine în casă. Ia-ți Biblia și citești-o, șterge-o de praf, deschide-o, poate n-ai deschis-o niciodată. Este online, dacă nu ai acasă, pe deschide-o. Telefon. Este pe telefon, da. Intră, poți să cauți ceva, poți să găsești pe internet, în loc să te uiți numai la filme, uite-te la un film care poate să te ajute cu ceva. Eu personal acum urmăresc un film foarte interesant care vorbește despre valori. Ne plac și astea de acțiune, dar mai punem și unul care să ne ajute să construim ceva. Și le spun copiilor, ai văzut? O valoare, subliniem. Ideea este că cei care, într-adevăr, vor ceva de la viața lor, fac câteva lucruri din care ai spus. Citesc, da? Își fac niște liste, hai să vedem cum ne creionăm viitorul. E adevărat că spargerea asta a obiceiurilor, spargerea rutinei care ni s-a asta, eu zic că este un plus pentru noi, pentru că ne forțează oarecum să venim cu un pic de creativitate, cu un pic de imaginație, cu un pic, pentru că până la urmă aici stau resursele noastre. Noi suntem ca niște, sunt niște valori, dar dacă nu le punem în valoare, suntem ca niște, obișnuiesc eu să spun, suntem ca niște bibelouri în vitrină, știi? Adică sunt niște valori acolo, dar nu ajută la nimic, adică stoc, se pune praful pe ele, încă mai trebuie să le și ștergi. Unii citesc, numai că dacă doar ai citi, te grețelești. Adică, bă, frate, stai că trebuie să mai și fac ceva. Atunci, oamenii care sunt mai de acțiune, ei citesc cât citesc, dar nu pot să acumuleze foarte mult, da? Să grețeleze. Prea multe informații, ar trebui să și facă, să uzeze de ea. Și acum noi vrem să venim în sprijinul spectatorilor, chiar să facem niște lucruri practice. Și ai spus mai devreme, o valoare foarte importantă, și acum ești antreprenor, sunt antreprenor și știm ce înseamnă vis-a-vis de noi și vis-a-vis de cei cu care lucrăm, partenerii noștri, colaboratorii, angajați și așa mai departe. Valoarea asta a omului care este, și ăsta este un secret care începem să dăm din casă, da? Care se numește disponibilitate. Această valoare am observat și am citit și din cărți, ce se întâmpla prin anii 30, când iar era foamete și așa mai departe. Acești oameni care au înțeles valoarea disponibilității, adică să fie la dispoziția cuiva, ei au ieșit cel mai bine din situația asta.
Hai să vedem un pic cum vezi tu disponibilitatea asta. Pentru că este o valoare extraordinară care dacă o punem în aplicare, avem numai de câștigat. Așa cum am spus la început, noi nu trăim de unii singuri, nu trăim izolați, nu trăim într-o... Oricât am vrea să credem că e așa, noi nu suntem izolați, noi suntem parte din societatea asta în care trăim. Stăm pe o scară. Suntem parte din asociația de locatari de pe strada ta, de la blocul tău. Asta contează. De când ai mai tăiat iarba cu vecinii. Suntem parte din societatea aia. Poate că eu zic, ia mă interesează pe mine de ăștia. Orice zici tu, nu contează. Tu ești parte de acolo. Orică ești disponibil la ce se întâmplă în orică asociația ta de locatari, ca să folosesc exemplul ăsta, ori nu, tu oricum ești parte acolo. Dar ești o parte care nu ești disponibilă. Tu ești n-ai de câștigat pe termen lung. Dacă nu te implici și nu dovedești disponibilitate, n-ai de câștigat. Ai de pierdut. Nu, că într-o zi știi ce se va întâmpla. Vei avea nevoie de lopata lui vecinul ca să scure și tu un pic zăpada, să poți scoate mașina și o să vezi, asta e un exemplu pueril, ca să vedem că, într-adevăr, pe termen lung, relațiile sunt importante. Noi nu trăim în afara relațiilor, absolut. Suntem relații cu oamenii de lângă noi, suntem relații în familie. Eu nu trăiesc în afara unei familii, chiar dacă n-am familia mea, eu am o mătușă, am pe cineva în jurul meu. Mă pot face disponibil pentru ei. În vremea asta, sună-ți mătușa, sună-ți bunica, vezi ce face, sună pe vecina ta care e cu tine în scară, care e acolo, vezi un pic cu ce poți să ajuți, dacă știi că are nevoie. Mama ta în vârstă, fă-te disponibil, tu ești parte din orașul ăsta, din Alba Iulia. Du-te voluntar la primărie, se merge cu plase la oameni bătrâni, du-te acolo, fii voluntar. E o acțiune extraordinară a primăriei. Disponibilitatea e soră cu voluntariatul. Care... Da. Dar în România e foarte greu. Eu știu că au venit de prin afară, de prin Anglia și Canada și asta a fost primul lucru de care s-au speriat. Românii nu au cultura voluntariatului. Ce facem? Uite, este un moment să ne resetăm, să ne facem socotelile, să vedem cum am putea fi disponibili. Absolut. Eu cred că aici... Nu-i numai vina oamenilor că nu sunt voluntari, pentru că voluntariat, într-un fel sau altul, toți am făcut. Am ajutat pe vecinul, am mai ajutat pe unchiul, dar nimeni nu s-a gândit că voluntariatul ăsta să contezi undeva când te angajezi. Nu te întreabă nimeni ce ai lucrat tu voluntar. Te întreabă ce școală ai făcut și unde mi-ai lucrat. Dar dacă ar conta cu adevărat și la angajare și în relațiile cu ceilalți, faptul că și să se popularizeze ideea asta de voluntariat, probabil că mult mai mulți oameni ar face lucrul ăsta organizat. Bun, dar de ce să facă împinde la spate și să nu plece din interior? Dar noi de multe ori le spunem la oameni, faceți, dar nu le dăm cadru să se exprime. Ce câștigă dacă fac? Nu neapărat ce câștigă, pentru că asta ar fi așa egoist. Și asta e o motivație. Și asta este o motivație, pentru că un elev care a terminat clasa 12-a este... Am un băiat care e în clasa 12 acum și e într-o ceață totală. Nu știe cu bacă, nu știe ce se mai întâmplă, nimic. Da? Dar pe lângă faptul că e stresul ăsta cu examenele, e stresul ce fac? Mă duc la o facultate, îmi va fi de folos facultatea aia? Mă angajează cineva? Dă cineva doi bani pe mine, pentru că am învățat română, matematică din alea. Te duci și te angajezi, ce? Nu, n-ai lucrat niciunde. Dar dacă te-ar lua cineva un intern, să te ia cineva un... un voluntar să lucrezi acolo lângă el, să spionezi un pic, să prinzi și tu un pic de abilități, asta cu siguranță că l-ar motiva pe el, nu? Că de acolo am pornit, oare ce câștig? L-ar motiva să poată să facă un pic de experiență și să-și o pună în CV-ul. Ar porni cu altă îndrăzneală la drumul ăsta, care oricum e greu. Foarte bun exemplu, hai să pedalăm un pic pe el, da? Îl facem ca și scenariu, da? Avem un copil tânăr, clasa 12-a, da? Și haide să-l ajutăm să creadă că într-adevăr disponibilitatea este o valoare importantă. Ai spus mai devreme, foarte bine ai spus, bă, ce fac? Unde mă duc? Cine m-a angajat? Cine dă doi bani pe mine? Și mai departe, da? Dacă ar fi din exterior să vină, uite, voluntariatul se bifiază, ar zice, bă, hai să mă duc și eu voluntar. Dar cum se duce? Împins de tata, împins de mama, împins de mentalitatea exterioară, vreau să zic, niciodată nu-l va trage inima ca atunci când este în prezența unui obiectiv, să zic, chiar să facă treabă. Da? Spuneai că, bă, oare mă lui mai ia cineva să mă uit și eu să văd cum lucrează, nu știu,
un circular, un strung, un nu știu ce. Dar să te duc să vezi cum sunt atâți oameni disponibili să învețe pe alții care sunt mai tineri și ei vin și stau și stă pe telefon în loc să se uite, să fructifice acel timp într-adevăr să învețe ceva. Chiar dacă pentru început îi dă întâi lucruri mai mici, să vadă cât îl trage pe el inima, că până la urmă asta este, să vadă disponibilitatea ta. Dacă tu vii și spune, bă, vii la ora 8 și tu vii cu un sfert de oră mai devreme, înseamnă că te interesează. Adică sunt lucruri practice, nu? Dacă tu nu pleci de la lucruri până nu ți-ai terminat porția pe zi, chiar dacă ai făcut mai încet, asta înseamnă că te interesează. Asta înseamnă disponibilitate. Există gândirea că nu prea ar vrea ei să facă, că nu-i prea trage inima. Posibil să fie și din ăștia, că peste tot sunt. Dar eu cred că, în general, tinerii sunt doritori să cunoască. Faptul că folosesc atât de mult tehnologia și internetul îi stârnește faptul că este ceva acolo pe care n-au văzut încă. Ei caută pe internet, se documentează, citesc, cum spuneai despre virus, toată lumea a citit. Există undeva un interes pentru ce este nou. Eu cred că aici noi, adulții, avem toată treaba importantă de făcut. De multe ori noi gândim doar în parametrii noștri și în paradigma noastră și în gândirea noastră, de vârsta noastră, și nu încercăm să ne ducem un pic la nivelul lor, pentru că eu așa cred, că ei sunt un vlăstar tânăr. Un vlăstar tânăr trebuie să legi dacă ai o roșie în grădină și ea crește, dacă nu-i pui parul lângă ea, ea rămâne o lagă. Și zici, bă, ce roșie, că nu-i bună. Ea e foarte bună. Dar nu a avut lângă ea un par sănătos, da? Adică un par care ăla nu mai se strâmbă la orice bine. Da, da. Da? Suntem noi adulții care deja am trecut prin niște experiențe de viață și știm, dar noi trebuie să-i luăm și să-i legăm de noi. Și tânărul ăla va crește frumos pe lângă noi. Eu sunt sigur că foarte mulți tineri din România, din Alba Iulia, sunt foarte doritori să lucreze cod la cod cu un adult. Problema noastră este că nu prea reușim să ne provocăm la asta, nu prea reușim să ne facem disponibili pentru ei, să avem răbdare cu ei. Avem pretenția ca ei să fie maturi ca noi, dar ei n-au cum să fie maturi ca noi. Noi mai ușor ne facem ca ei, vorbesc să ne facem mai micuți și să stăm să-i înțelegem, decât să pretindem ei să gândească ca noi, pentru că ei nu au trecut prin toată experiența. Adevărat, disponibilitatea ține de toate... toate casele, da? Și eu la cei mai în vârstă și la ceilalți, da. Eu cred că sunt disponibili, dar trebuie să-i stârnim suficient de mult. Să avem abilitatea să facem lucrurile frumos. Mă uitam în sediu Google cum e să mergi acolo la lucru. Sau în alte, vorbim de companii mari care au gândirea asta și au atras tinerii foarte mult și folosesc forța de muncă tânără. Noi ne uităm, la tânărul ăsta nu-i place să muncească. El de ce? Posibil să nu fi crescut cu valoarea asta, că munca înseamnă ceva. Și asta este o valoare pe care posibil părinții să nu i-o fi transmis-o sau cei din jurul lui, dar eu cred că majoritatea, și astea sunt excepții, dar majoritatea, dacă reușesc să le creez un cadru, ca el să nu simtă că a venit neapărat în secolul tău, ca să spun așa, în vremea ta, și el când intră e ceva natural pentru el. E locul de muncă, e plăcut, e distractiv, e fun, muncim toți câștigăm de aici, nimeni nu trage pielea de pe tine, nu ești desconsiderat faptul că ești la început și înveți, cineva apreciază că ești disponibil să vii la lucru, chiar dacă nu știi nimic și înveți, nu te tratează ca pe un... Dar asta ține de noi, adulții. Asta ține de noi, de felul când suntem noi disponibili să încetinim noi ritmul vieții noastre ca să-i putem lua și pe ei lângă noi. Deci altfel, disponibilitatea este de ambele părți, da? Absolut, și nu se poate altfel. Acelui care îl interesează direct și personal și acelui care îl interesează să dea ce are mai departe la generația următoare. Un lucru iar care l-am observat și de aici este o formulă, am dedus o formulă care spune așa. Că până la urmă disponibilitatea merge înspre competență, da? La început, cum ai spus, bă, cine dă doi bani pe mine? Pentru că el se referă că el nu-i competent. Lasă să referă el. Da. Și asta, incompetența oarecum, da?
vrea să spună că nu poate să facă, nu e în stare, nu e credibil. Dar tocmai în balanță, dacă pui disponibilitate, începe să echilibreze de balanța. De ce? Pentru că dacă nu știi, adică ești incompetent, dar ești disponibil, asta înseamnă că formula spune că e corect și ok, pentru că ești disponibil și să înveți. Absolut. Absolut. Da? Adică dacă ești incompetent, dar disponibil, e ok. E ok. Da? Dacă ești competent și disponibil, exact cum ai zis despre cel care vrea să învețe pe celălalt, da? El e competent, dar se poate să nu fie disponibil. Așa e. N-am ce face cu tine. Da? Poate într-o zi o să te trezești. Dacă ești și competent și disponibil, e perfect, nu? E geniu. Dacă ești incompetent și indisponibil, du-te și uite-te în oglindă. Adică sunt acele, deci formula ține de patru, da? Disponibilitate și competență se pun în oglindă și dă formula foarte faină. Ce urmează? Că omul e disponibil, dar dacă e numai disponibil și nu e disciplinat, ce urmează? Un lucru care nu se poate dobândi peste noapte este experiența. Competențele, să spun așa, sau abilitățile, sau informația, ea nu s-o toarnă. Au încercat probabil oamenii să inventeze mașinării, așa ca în filmul ăla cu extraterestrul la care citea cartea, așa, nu se poate. Deci un lucru care nu se poate dobândi peste noapte este experiența și de asta trebuie să avem respect pentru cei care au trecut pe undeva și au învățat ceva, tot căciula din... pentru ei, pălăria jos, că oamenii ăștia au trecut prin ceva și au învățat ceva, dacă au învățat asta, fi varianta cea mai bună, că poți și să treci peste toate și să nu vezi nimic, atunci ești destinat să repeți anumite lucruri și ești într-un cerc vicios. Dar eu cred că marea problemă atunci când vrei să dobândești aceste competențe, pentru că nu se poate să le iai peste noapte, așa cum am spus, trebuie să le dobândești. Marea problemă este începutul. Așa cum am spus, băiatul meu este la un final și este la un început. Este la un final de școală. Mi-amintesc cu emoție când am mers în clasa 0. Nu? În ce clasă ești, băiatule? 0. Sună foarte tare. Nu știu, mai este clasa 0 sau scurs? Cred că da. E pregătitoare. Sună foarte frumos. Ce clasă ești? 0. Deci, de la 0. Ești foarte entuziasmat că ești în 0. Dar micuț acolo cu geantuța aia și mă uit la unii copii ai prietenilor mei și mi-amintesc de ei, le mai și spun, păi, băiatul tău e așa de mare, că numai ieri l-am dus la școală, era în clasa 1, ghiozdanul mai mare ca el, îmbrăcat așa, țiplă, cum știm noi, cum merge copilul în prima zi de școală, și acum au terminat a 12-a, au terminat ceva, dar începe altceva. Uh-huh. Trebuie să intri în câmpul muncii, trebuie să-și ia viața pe el, este un alt haos. În prima zi de școală a fost un haos, că s-a dus acolo și nu știu nimic, nu era nimic, era doar ce-a pus grădinița, dar... Și la grădiniță. A fost un alt început. Pe băiatul nostru mi-amintesc că l-am dus, nici cum n-am reușit. L-am dus acasă și l-am dus următorul an. N-am reușit nici cum. A fost pentru el un început foarte șocant să meargă în comunitate, să stea cu copii. Acum este un alt început. Începuturile sunt foarte grele. Problema cu începuturile este că nu e nimic la început. Dumnezeu când a creat lumea asta, zice, pământul era pustiu și gol. Era un haos acolo și nu era nimic. De asta e greu să te ții când mergi la sală, pentru că te duci în prima zi și te uiți în oglindă, e un haos, adică nu e nimic pe tine. Și te duci o zi, două, trei și când te uiți în oglindă e tot nimic. Și te mai duci o săptămână și tot nimic, pentru că trebuie să mergi multă vreme ca să înceapă să se vadă ceva. Problema este dacă depășești acele zile când este haos, când nu este nimic acolo, să ajungi să te uiți peste un an în oglinda în care te-ai uitat acum un an, și să vezi, bă, este ceva, pătrățele, ceva. Acum vorbesc în termeni ăștia de sport, pentru că aici am eu cea mai mare problemă cu mersul și făcutul sportului, pentru că rezultatele nu se văd imediat. Se văd în timp. Din cauza asta, e foarte greu să te apuci să dobândești niște competențe. La ce-mi folosește mie să citesc cartea asta? Păi nu se folosește acum. Dar ai citit ceva astăzi, ai citit ceva mâine, ai citit ceva poimine și peste 10 ani poți să stai de vorbă cu cineva, pentru că însertarele minții tale... În locul unde se adună informația în capul tău, este ceva, nu bate vântul. N-ai stat degeaba. Creierul nostru este făcut de așa natură, nu, garbage in, garbage out. Ce pun, asta îmi scoate. Dacă nu pun nimic, n-are ce să scoată.
Dacă nu introduc o informație într-un computer, el nu-mi va da nimic. El nu are nimic computerul, el e foarte bun. Gol. Dar eu trebuie să pun ceva acolo. La început e gol, e haos, e pustiu și gol. Este, e două Windows, e gol acolo, sau ce ai, nu? Dar începe să pui, începe să pui ceva și dintr-o dată este informația acolo și începe să te ajute la viață, că de-aia ai făcut, nu? Ori cred că dacă reușești să depășești stadiul ăsta de început, și aici îți trebuie un pic de curaj, îți trebuie un pic de dorință, îți trebuie un plan, așa cum spuneai, să stai, exact, să scrii pe hârtie, bă, mă duc un an de zile la sală. Exact. Da? Mă duc un an, nu mă uit în oglindă un an de zile. Perfect. Mă uit după un an de zile, mă sperii, nu? Nu, nu mă opresc din citit un an de zile, Doamne ajută-ne. Nu mă opresc din, știu eu, a căuta oameni de valoare și a stau de vorbă cu ei 10 ani de zile, nu știu, viața mea mă construiesc în felul ăsta. Cu cine te asociezi, spune ce prieteni ai, că spun cine ești, nu? Este așa. De ce e proverbul ăsta? Pentru că ceva din prietenia tăi se lipește de tine. Exact. Adică nu mai ești nu, doar tu cel care ai fost. O parte din prietenii tăi sunt în tine, te influențează, e influențat tu pe ei. Și ei sunt prietenii tăi și tu ești prietenul lor. Ori cred că aici este marea noastră problemă. Să începem să creăm ceva că nu este nimic. Dumnezeu a început și a zis, cuvântul era pustiu și gol și a zis să fie lumină. Și n-a fost toate dintr-o dată. Au trecut 6 zile ca să se facă toate, nu așa cum citim istoria biblică. În fiecare zi a făcut, nu le-a făcut toate deodată. Nu putea Dumnezeu să le facă toate deodată, cu siguranță. Dar aici vedem un pattern, vedem un model. Nu faci tot odată. Fă pe rând și mai odihnește din când în când. Nu te tot odihni. Fă ceva înainte să te odihnești, nu? Spunem noi, are mintea hodinită. Adică omul ăla nu sta să pună, nu s-a obosit cu nimic în viața lui. Îndemnul meu pentru cei care vreți să aveți un plan pentru viața voastră, pentru cei care vreți să construiți ceva, care vreți să aveți un viitor, începe să construiți în vidul ăsta, în golul ăsta. Mâine va fi ceva acolo. Le spun mereu copiilor mei, citește o carte, ești deja deasupra a nu știu câți oameni care nu au citit o carte în viața lor. Mm-hmm. Citește două cărți, o să fii peste marea majoritate a oamenilor care nu au citit două cărți, sau știu eu. Mm-hmm. Te diferențiezi și ca să te duci la un interviu și să ai niște competențe, trebuie să le dobândești. E adevărat, cum am spus, trebuie creat un mediu, dar sunt competențe pe care le poți dobândi în școală, fii serios în școală, fii serios în facultate. La școală are și vacanță. Poți să mergi în vacanță. Îți plac numai vacanțele, nu? Nu se poate să-ți placă numai vacanțele și, pe urmă, te mir că ăla de lângă tine a luat job-ul ăla bun, plătit cu 1000 de euro în compania aia mare și frumoasă și pe tine nu te ia nimeni. De ce nu te ia nimeni? Pentru că tu te-ai dus și nu te-ai pregătit nimic la școală. Ai impresia că la facultate trebuie să treci așa că toți fac. Acum știi din experiență că noi ești antreprenor. Vine un om la tine să-l angajezi. Fără să-i dai de lucru în domeniul tău, eu cel puțin în domeniul meu, fără să-i dau de lucru, știu peste 60% cam ce-i în stare. Așa numai din... Nici nu-i pun nici măcar întrebări în domeniu. Dacă îl pun să facă ceva, 99,9% știu după cum ține scula în mână. Corect? Cum o să faci? Cum o să fii bine văzut dacă tu nu ai un pic de obișnuință cu scule sau cu ce vrei tu, domeniul tău? Spuneai mai devreme de sală, da? Că faci și nu vezi nimic. Și că începutul este foarte grele și asta este foarte adevărat. Există o a doua valoare foarte importantă care am dedus-o de aici, este automotivarea. Adică ce ai face tu, ce ar trebui să facă omul ca să tragă de el, până la urmă că asta înseamnă automotivarea. E foarte interesant că fiecare om este totdeauna cu el însuși, prezent. Niciodată nu lipsesc. Da? Și tu dacă îți creezi lucruri și tragi tu de tine o chestie, nu știu, fiecare își face în dreptul lui. Eu, de exemplu, am ale mele. Știu eu cum să-mi fac pentru mine ca să trag de mine. Mm-hmm. Adică nu trebuie să fie cadru, nu trebuie să spună profesor, nu trebuie să spună părinte, nu trebuie să spună cineva să fac ceva. Da? Eu trag de mine într-o anumită direcție, pentru că tocmai am zis mai devreme, nu? Am scris, am creionat, mi-am imaginat, am visat, am scris
ne-am făcut bagajele, știm ce unealtă ne trebuie, ce nu ne trebuie, da? Și ne apucăm să mergem la treabă, dar parcurg exact ce am scris. Pentru că asta mă va face, va trage de mine. Pentru că știu că dacă bifez punct cu punct, punct cu punct, obiectiv cu obiectiv, ajung acolo. E adevărat că nu văd nimic pe 3 zile, nu? Dar cum mă automotivez? Cum fac să trag de mine? Așa cum spuneai, plec de acasă cu ce, cu viziune în mintea mea. Adică, vorbim cu toată familia, unde o să mergem la mare? Ce-ți imaginezi? Nisipul, plaja, timpul ăla frumos în care stai sub umbreluță? Viziunea de fapt este o imagine despre un viitor de dorit pe care deja o am în fața ochilor. Asta mă motivează să plec de acasă. Ok, călătoria e faină. Copii, o să fie foarte fain pe drum. Cântăm, ne jucăm, vă spun eu, pe la jumătatea drumului încep, nu mai ajungem odată, cât e, așa cum am spus. E faină călătoria. Dar ceea ce mă motivează să plec de acasă, de fapt e exact ținta mea, locul unde vreau să ajung. Acum, dacă nu știu unde vreau să ajung, e foarte greu să fiu super motivat. De asta spunea cineva foarte frumos, cea mai importantă zi a vieții tale este ziua în care ți-ai dat seama de ce existi. Ce ai fost tu creat să fii. Atunci când cineva a făcut acest pahar, el înainte să fie acolo a fost o idee în capul cuiva. Exact. A fost ceva imaterial. Acum este de sticlă, este aici pe masă, ne servește unui scop. Când, înainte să existe paharul ăsta, a existat o idee în mintea cuiva. Exact, da, da, da. Și a luat așa. Trebuie să fac paharul ăsta în așa fel încât să stea pe masă, că dacă îl făcea cumva așa, să nu stea, era o problemă, în mintea lui. Îi zicea, trebuie să slujească scopului care? Să stea pe o masă, frumos, să poată ține apă în el, să nu curgă apa din el, și câtă apă depinde și omul să poată să bea din el. Că dacă e cu zimți și cu tăieturi, nu poate să bea din el. Adică, în momentul în care a fost ideea în capul omului, ideea care a fost? Pentru ce-l fac? Ori eu cred că noi oamenii nu suntem aici la voia întâmplării. Dumnezeu, când o crea pe om, eu sunt creaționist și cred că Dumnezeu l-a creat pe om, nu cred că l-a creat și după ce l-a creat, m-am aflat cu omul ăsta, acum ce fac cu el? Așa cum cine a creat paharul ăsta, nu a creat un pahar și a zis, bă, la ce-o fi bun? Bă, facem un comitet să ne dăm toți cu părerea ce facem cu chestia asta care a ieșit din mașinăria noastră, care are fundul plat, care e galben și are așa o gaură în el. Nu știu, la ce-l folosim? Nu cred, nu a gândit nimeni așa ceva. Din potrivă, când a ieșit de pe linia de producție, l-a luat și s-a uitat și a spus, da, CTC-ul, da, fundul e plat, totul e în regulă, folosește ce? Scopul lui. Ori eu cred că Dumnezeu la fel a făcut. L-a creat pe om, avea înainte în mintea lui când l-a făcut. Nu l-a făcut și pe urmă s-a întrebat. Și asta e marea noastră problemă. Și problema existențială de secole. De ce stăm noi pe planeta asta? De ce suntem aici? Ori Dumnezeu ne-a chemat tocmai să fim administratorii lui. Pentru că citim acolo că Dumnezeu a făcut toată lumea asta așa frumoasă cum a făcut-o. Și după ce a făcut-o pe toată a zis, să facem om și el să o stăpânească. Dumnezeu avea o problemă de management, adică avea toate lucrurile bune, toate lucrurile frumoase create, natura, pământul ăsta frumos pe care îl iubim, nu? Dar nu avea cine să-l stăpânească. Ce înseamnă să-l stăpânească? Să-l administreze, să vadă de el. Dumnezeu avea de gând ca tot planeta asta să fie un rai al lui Dumnezeu, să fie un Eden peste tot. Creșteți, înmulțiți-vă și ce? Administrați, stăpâniți. Aveți autoritate peste acest pământ și faceți-l să fie așa cum în cer să fie și pe pământ. Asta a fost planul lui Dumnezeu cu privire la om. Omul trebuia să fie administratorul lui Dumnezeu pentru tot ce este aici. Ori, cea mai importantă zi din viața ta, spunea Dr. Miles Munro, un scriitor foarte, foarte fain, spunea, este ziua în care ți-ai dat seama de ce ai fost tu pus aici. Poate Dumnezeu te-a gândit să fii un lăcătuș bun și tu bântui că vrei să fii manager pe nu știu unde. Poate Dumnezeu te-a vrut să fii manager și tu stai la o pompă și nu că alte, mă rog, vremea toți, ei, și toți sunt buni, toți sunt buni. Și pompa are vremea dar dacă, exact, dar dacă tu ești chemat să fii un manager undeva, dar tu stai și bagi la pompă, nu-i bine. Dar dacă ai fost chemat să bagi la pompă și tu vrei să fii manager, nu-i bine. Pentru că eu cred că fiecare dintre noi avem
Avem un scop pentru care am fost creați. Așa cum fiecare lucru pe care noi, cu inteligența noastră așa cum o avem, foarte bună și tot mai bună, facem lucrurile așa cum vrem, cu scop. Toate lucrurile au un scop. Eu cred că trebuie să ne găsim fiecare dintre noi menirea. Exact. E foarte dăunător să sar din business în business, să sar din job în job, să sar din firmă în firmă. Asta e o mare problemă zi-azi. Tinerii se plictisesc repede un lucru și îl iau pe celălalt. Am probleme cu copiii mei. Ne jucăm ceva împreună, după două ture, altceva, că parcă ne-am plictisit. Da, ia fă treaba asta bine o vreme să vezi că o să fii expert. Să vezi că îi bați pe toți. Fiică mea e mult mai perseverentă. Ea și singură să joacă. Nu jucați cu mine, nu-i nimic, mă joc singură. Și să juca singură asta, Remi. Asta îmi place, da. Fetele, ele sunt. Păi nu știu dacă fetele, dar sunt oameni în anumită tipologie de om, da? Care se automotivează, da? Eu vreau să fac chestii, trag de mine pentru că vreau să ajung acolo. Apoi, indiferent că sunt condiții sau nu sunt condiții, absolut, eu vreau să fac chestia aia. Și îi vezi și nu știi cum să te mai, să te mai miri, da? Vrei să spun ceva? Ne bate pe toți la Remi. Deci ne bate, pentru că i-au devenit foarte bune. Să juca singură. Exemplu simplu. Să juca singură, nu vreți, nu e nimic, mă joc eu singură. Juca la două table. Foarte bun exemplu. Ok, pentru că și-au ajuns foarte bună, ne bate pe toți, nu? Pentru că îi fuge mintea deja cum să le pună. Pentru că și asta e o chestie. Da, dar da, asta e un exemplu în viață, nu fi bun în ceva. Fi bun în lucrul în care a fost tu creat, nu-ți fie rușine de felul în care a fost făcut. Avem nevoie de omul care ne adună cu noi, avem nevoie de managerul orașului, avem nevoie de omul care bagă benzină în pompă, avem nevoie de omul care ne spală trotuarele, avem nevoie de lăcătuși, mecanici, avem nevoie de farmacici, de toți, de toți avem nevoie. Sperătura aia, bă, dacă nu înveți o să ajungi, nu, nu e normal. Da, eu chiar încurajez tinerii și nu numai tinerii. Uite, de exemplu, ziua de astăzi este o zi, o vreme, da, vremea în care trăim acum în primăvara lui 2020, este o vreme în care să ne trezim. Pentru că dacă până acum am avut un loc de muncă și am lucrat și acum nu mai este, ce facem? Cade cerul pe pământ, îmi iau zilele, ce trebuie să fac? Adică nu pot să învăț și altceva, îți legat de mâini, cum am învățat un lucru, nu mai pot să învăț și altul. Și asta este o chestie foarte, foarte tare care am observat-o. Foarte tare. Și din experiența pe care o am și alu alții, am văzut că acest lucru, că se duce și la un job și la alt job, până la urmă, chiar dacă le schimbi doar de dragul de a le schimba și nu ai interes să înveți domeniul respectiv, e greșit. Dar dacă înveți un anumit domeniu și ajungi la saturație, okay, și te duci și înveți alt domeniu și ajungi la saturație, și te duci și înveți alt domeniu și ajungi la saturație, o să-ți dai seama că al treilea sau al patrulea domeniu în care te duci se leagă cu celelalte care le-ai făcut mai devreme. De exemplu, foarte posibil, sigur. Țin minte că era cineva care acum 20 de ani învăța să monteze pompe de căldură, care nici astăzi nu sunt foarte, da, comune, să zic. Dar ca să poți să montezi pompe de căldură, ce trebuie să știi? Cel puțin 3 meserii. Dacă nu știi instalații și nu ești instalator și nu știi mecanica fluidelor și presiuni și tot felul de lucruri care sunt acolo, debite, dacă nu ești electrician ca să știi cum merge curentul și așa mai departe și toate lucrurile automatizări și câte toate, și dacă nu ești frigotehnist pentru că are și partea de freon și așa mai departe, tu nu vei ști să montezi bombe de căldură. Asta înseamnă că este o combinație de 3 meserii. Și da, într-adevăr, trebuie să fii bun la ceea ce faci și așa mai departe, dar viitorul este al viitorului, nu al trecutului. Adică, în viitor, meserile sunt compuse. De exemplu, ești agricultor sau tractorist, hai să numim așa, da? Ești tractorist. Păi tractoristul de astăzi nu mai este ca ăla de altă dată, da? Tractoristul de astăzi trebuie să știe display, trebuie să știe GPS, trebuie să știe o grămadă de chestii, da, de calculator, tractoristul, ca să poată să mânească combina și tractor și mai departe. Deci, meserile de mâine sunt complexe, sunt sinergice, până la urmă. Da, îmi place de exemplu care l-ai dat, da, cu fata. Bă, eu dacă trebuie să învăț chestia asta, eu o învăț și stau pe ea până nu știu perfect, nu? Pentru că mă gândesc că după ce vă bate pe toți din casă,
nu mai are aceeași chestie. Trebuie ori o duci în altă parte cu oameni mai tari care ca să încă să mai solicite, ori dacă nu va schimba domeniul. Pentru că așa se întâmplă. Astea sunt oameni cu inițiativă foarte, foarte faină. Rămâne pe călătorie. Destinația, cum am zis, ne-am făcut socotelile, mergem mai departe. Când ajungem? Unde sunt stațiile? Pentru că e adevărat că dacă nu ai niște obiective stabilite și mai ales asta îți dă energie pentru următorul pas, da, să zic, faptul că ai făcut ceva, ai un rezultat, cât de mic te face să mergi, să mergi mai departe. Așa. Cum identifici obiectivele în viața oamenilor? Pentru că astăzi este timpul, este vremea socotelor, trebuie să le scriem obiectivele, punctele prin care trecem până la visul final. Așa e. Asta e planificare și noi nu prea suntem obișnuiți să planificăm, dar putem să ne apucăm să facem asta. Este un timp foarte bun pentru asta. Unele lucruri în călătoria asta noastră vin de la sine. De exemplu, ești la școală și cuvântul școală îți spune că știi să fii școlit. E foarte fain ca în timpul ăsta al școlii să dobândești și niște aptitudini practice, să, știu eu, îți vinzi pe, nu știu pe unde, pe internet, blugii pe care ne-am folosit, dobândești niște chestii din astea, da? Dar scopul tău sau obiectivul tău principal, atâta timp cât ești în școală, este să înveți. Nu este să produci bani, este să înveți. După ce ai terminat cu școala, obiectivul tău principal ar trebui să fie să-ți găsești ceva de muncă. Ori să te angajezi. Unii spun că cel mai bine este în perioada imediat după școală să lucrezi undeva unde poți să vezi un pic sistemele, să vezi cum face șeful tău, să vezi cum fac colegii. Așa a fost la mine, a fost totul progresiv, pentru că am lucrat în vânzări. Înainte să lucrez în vânzări, am lucrat într-un magazin, veneau agenții de vânzări și vedeam. Apropo de ce spuneai înainte, eu când am terminat liceul, nu exista meseria de agent de vânzări. Nu exista. Eu am făcut liceul, trebuia să devin electromecanic de locomotivă. Foarte bun. Da, nu m-a vrut nimeni acolo. Și atunci, vis-a-vis de reconversia, nu? Sau de a schimba, am găsit și pas cu pas, am făcut pașii ăștia, au fost obiective. Am vrut să fiu un agent foarte bun când am fost agent. Asta a fost obiectivul meu, să ajung un agent foarte bun. Pentru că știam că dacă sunt un agent foarte bun, următorul pas este să fiu un supervisor. Să fiu un om care răspunde de alții și care învață pe alții. Îmi place foarte mult să învăț pe alții, să fiu un coach, să fiu un antrenor, să transmit informația mai departe. Faptul că am fost un agent foarte bun mi-a permis să, după un anumit timp, câteodată avem obiective nerealiste. Eu după un an de vânzări vreau să învăț pe alții, pentru că asta era stârnit în mine. Dar trebuie să treacă ceva timp. Dar obiectivul a rămas același, să fiu cel mai bun. Și am fost foarte bun. Pe urmă, cineva mi-a dat o funcție mai importantă care mi-a permis să mă dezvolt și mai mult. Următorul meu obiectiv a fost să devin foarte bun în asta. Să predau foarte bine ceea ce aveam de predat la oamenii de vânzări. Pe urmă, am fost director de punct de lucru, unde obiectivul meu foarte bun era ca tot ce se întâmpla în filiala aia să funcționeze perfect. Să văd de oameni, să învăț să lucrez cu oamenii de la poziția pe care o aveam în momentul ăla. Pentru că nu se compară cu altceva. Când de tine depind oamenii, când de tine depind salariile lor și toate, trebuie să înveți asta. Atunci, obiectivul meu a fost, cum mă descurc cu oamenii, să fiu foarte bun în asta. Și oarecum, viața îți dictează cam ce ai de făcut, dar tu trebuie să fii atent. Trebuie să vezi în ce stadiu al vieții tale te afli și apoi, cum ai spus tu, să-mi scriu pe hârtiuță, man, unde sunt eu acum? Eu sunt un agent comercial. Nu visa, dacă ieri ai fost angajat agent comercial, nu visa să fii managerul companiei. Nu e rău să visezi. Nu e rău să visezi. Dar e cel mai bine să visezi să fii cel mai bun agent. După pentru că dacă ești departe, cel mai bun, ai toate șansele să devii manager în final. Dar, cum spunea cineva, Dumnezeu nu te duce cu liftul, te duce pe scări, câte un pic, câte un pic. Nu ne place. Nu vrem repede. Vrem repede. Dar dacă tu mergi cu liftul, ai ratat toate scările alea, n-ai învățat ce trebuia să înveți în fiecare pas, în fiecare obiectiv care era doar un pas până la viziunea care o am la viața mea. Eu vreau să devin un manager. Nu, poate ai vrut asta când ai fost copil. Dar ca să devii un manager, să fii un angajat bun, trebuie să fii un șef bun și apoi vei fi un responsabil peste mai mulți oameni și mai departe. Vei câștiga încredere, vei câștiga competențe
Pentru că competențele înseamnă să ai informația necesară și să ai dreptul moral, să spun, de a-ți spune părerea într-o chestie. Păi da, și experiență. Și asta le dobândești. Experiență. Ceea ce ai învățat, ai pus în aplicație, ai văzut că funcționează mai stânga, mai dreapta, că nu toate merg chiar pe linie. Înveți și din greșeli, sigur. Și asta te face mai competent. Am identificat în povestea ta lucrurile foarte faine, foarte, și tot ce am zis noi acum era în povestea ta, cred că cu asta trebuie să și începem, dar nu contează. Am identificat că tu ai vrut, da? N-ai fost mulțumit cu situația ta zero, da? Ai fost într-un magazin și ai văzut agenții de vânzări și dumneavoastră ai zis, bă, eu vreau agent de vânzări, da? Adică nu te-ai mulțumit cu poziția ta, da? Ai vrut o poziție care ți se părea ție mai faină decât ceea ce făceai acolo, corect? Da, oarecum. Pentru că eu despre mine pot să spun că a fost un concurs de împrejurări. Era o treabă foarte nouă. Cred că pe vremea erau 2 sau 3 agenți de vânzări în tot orașul și mă uitam cu un respect, aveam emoții când intrau în magazin, erau la cravată cu mașină de firmă. Absolut, eu eram înhalat, puneam marfă pe rafturi. Mi-a plăcut foarte mult. Dar pentru concurs de împrejurări și de asta vreau să spun că Dumnezeu, păi care te-a creat, da, ăsta e concursul pe care Dumnezeu ți-l dă să-ți găsești spotul tău, să-ți găsești locul tău pentru care El te-a creat. Și a fost am spune noi, o întâmplare divină, faptul că am făcut pașii pe care am făcut și mi-am dat seama că e exact ceea ce îmi doream să fac. Poate că la alții se întâmplă diferit. Eu zic, am văzut aia, nu, vreau să fac așa. Nu, este un clișeu chestia asta. Și îl putem lua ca și o formulă, fără nicio problemă, pentru că în fiecare caz se întâmplă exact aceleași pași. Da? Ai fost într-un halat și ai văzut o altă imagine la care ai revenit, da? Adică în termenii ăștia... Era ceva deosebit. În termenii ăștia, cum se zice, da? Ai tras-o pe nas, da? Adică eu vreau acolo, da? Adică... Da, ai fost entuziasmat. Da, asta înseamnă, exact, entuziasmat, foarte entuziasmat, dar nu numai atât. Se întâmplă niște faze, eu am pățit chestiile așa și le-am mai auzit pe mulți și asta este o chestie foarte, foarte faină. În momentul când tu vrei să treci de la o poziție la alta, da? În funcție de intensitatea dorinței, da? A tale, așa lucrurile Dumnezeu le aduce ca ele să se întâmple. Dacă tu nu ai această atracție, această dorință, și eu intenționez să spun și folosesc și spun oamenilor, până nu ajunge dorința la nivel de durere, adică să te doară, să nu mai suporți halatul, adică tu, de exemplu, ai fost în halat, da? Ăla au venit și zici, bă, frate, uite ce fain acolo, da? Tu nu poți dormi noaptea din cauza imaginii mașinii, laptopul sau ce mai avea el, tabletă, cravata și cămașa și așa mai departe. Tu nu mai poți dormi noaptea. Asta înseamnă că tu a doua zi când te duci la lucru, tu nu mai suporți halatul. Asta înseamnă că deja dorința ta este la nivelul de durere. Mă doare când mă iau halatul pe mine. Asta mă face să mă profund. Și bineînțeles că Dumnezeu vede ardoarea asta și creează condițiile ca să vină următorul nivel. Am identificat tot în povestea ta că nu a fost suficient. Nici atât. Bă, am ajuns, într-adevăr, și de obicei, noi știm, da? Că ne cumpărăm o jucărie și e frumoasă și ne bucurăm de ea doar în prima zi. A doua zi este veche și vrem altă jucărie. Și am identificat în povestea ta chestia asta că, de fapt, nu vreau doar cravată, mașină, cămașă, și vreau să învăț, dar cred că asta a durat un pic, da? S-a bătăcit un pic. Am fost un om foarte bun în halat. Trebuie să întrebați pe șefii mei. Eu am continuat să fac treaba bine în halat. Am continuat să-mi fac treaba bine în cravată. Păi tu erai în halat, dar de fapt, de adevărat, era un manager în halatul ăla, adevărat, era un manager în halatul ăla, în incubație. Dar am încercat să fac bine. N-aveam nici zero experiență, de niciun fel. Cine m-a luat agent comercial atunci, n-aveam experiență și nu erau oameni cu experiență. A fost foarte mai ușor bine, într-un fel atunci, dar am avut parte de training pe urmă și toate astea ne-au motivat. Am avut oameni care au știut să ne motiveze, care mi-au spus, valoarea ta pe piața muncii este atâta dacă treci prin cursurile astea. Unii au zis, nu mă interesează. Alții au zis, nu e rău. Și au început să pun osul și am
prieteni din vremea aia care toți lucrează în firme mari și au ajuns bine, care au pus osul. Exact. Au fost și care nu au fost interesați. Care a fost disponibil. Da. Da, da. Care a fost disponibil să învețe, să treacă prin cursurile alea americanești, erau pe vremea aia, vii tu să-mi spui că îmi trebuie să vinzi, lasă că știu eu, că atunci vindeai foarte ușor. Te duceai și te aștepta cu lista sub casa de marcat, cu tot ce trebuie să pui pe și luai comanda. Nu era nevoie să înveți. Dar a fost te motivat și a zis, mâine, dacă vrei să fii manager, cineva va plăti pentru tine dacă ai trecut prin toate astea și ai învățat ceva. Și am mușcat, cum zici tu asta, am luat-o, am zis, bă, chiar vreau, dacă asta îmi crește valoarea, sunt dispus să învăț. Și am învățat și, pe urmă, i-am învățat eu pe alții de acolo. Funcționează. Da, și am identificat la tine că ai vrut mai mult să înveți și pe alții, da? În momentul când ai învățat și ai știut și să stăpânești, oarecum să administrezi, peste un punct de lucru și așa mai departe. Asta este clișeu pentru orice om, pentru orice nivel, pentru orice... Acum a fost cazul ăsta de vânzări, dar se aplică la orice situație, la orice situație în parte. Acum, prin faptul că nu mai avem așa mult timp și sunt niște lucruri foarte importante, vreau să rămânem la un punct la care am început, pentru că am observat în decursul emisiunii, am trecut prin toate lucrurile astea, na? Știm ce înseamnă disponibilitate, știm ce înseamnă automotivare, tragi tu de tine, nu mai aștepta să tragă cineva, nu trebuie să fie situația în țară, nu știu cât de roz, că nu se uită nimeni la tine, da? Ține de tine dacă tragi de tine să ajungi la următorul nivel. Apoi, cum am zis, disciplina ține de tine, da? Nu vine nimeni, cum ai zis, nu? Astăzi nu ne mai face alții program, ne facem noi. Da? După cum îți faci acum programul, în timpul când ești acasă și ai timp, așa va fi viața ta de după. Dacă nu scrionezi acum lucrurile, nu o să fie după. Decât cum a fost sau mai rău. Pentru că dacă economia o să meargă mai rău, o să te plângi. Și o să zici, bă, nu merge asta, nu merge aia, la altă și mai departe. Să mă ajute statul. Da. Apoi, faptul că vrem să vedem niște lucruri, am zis că le împărțim în obiective, cum ai zis, da? Întâi vreau nivelul următor, apoi mai mult, mai mult, mai mult și mai departe. Mi-am adus aminte de o sintagmă, este o întrebare celebră, cum să mănâncă un elefant? Și cum îl mănânci un elefant? Că nu îl poți mânca totodată, da? Bucată cu bucată, îl împarți în bucățele mai mici și până la urmă ajungi să-l savurezi pe tot. Numai că vreau să mă opresc în ultima fază. Dacă tot ne facem schița vieții noastre viitoare după ce ieșim afară din casă și nu ținem cont de acest reset care l-am făcut și nu clădim pe valorile astea pe care tocmai le-am văzut, da? Cum am făcut business-ul? Am folosit etica sau nu am folosit-o? Am tras țeapă? Sau mi-au păsat de cel de lângă mine? Cum am făcut concurența? Cum am... toate lucrurile astea, da? Dacă le fac cum le-am mai făcut, o să ajung la același rezultat sau unul mai catastrofal. Dacă nu îmi creionez acum pe hârtie, voi ține cont de... Pe asta vreau să... mai stăm un pic pe sfârșitul emisiunii, pentru că cred că este foarte important. Dacă faci lucrurile cum le-ai mai făcut, ai aceleași rezultate. Nu poți să ai rezultate diferite dacă faci aceleași lucruri. Hai să vedem care sunt lucrurile alea și cum mă ajută pe mine să-mi pun, nu știu, stegulețe, să mă închedic, să-mi pun pragul de la ușă mai jos, să dau cu capul înainte de a face prostii, ca să știu că nu mai vreau să ajung unde am fost. Provocator? Păi, nu știu, spune-mi din experiență, pentru dar că... Dar dacă nu-i provocator, n-am făcut nimic. Nu? Cred că fiecare dintre noi avem... Asta te ajută oprirea. Oprirea te ajută să nu mai vezi lucrurile din... Știi cum merge trenul și le vezi toate așa? Nu le vezi bine. Când opri trenul, poți să vezi fiecare detaliu. Faptul că ne-am oprit
ar trebui să ne ajute să ne evaluăm, așa cum ai spus. Și poți să-ți evaluezi în primul rând și în primul rând să fim critici cu noi, nu ne place, punctele slabe. Doamne, unde am fost slab până acum? Că acum se văd foarte bine punctele slabe. Dacă ai crezut că ai făcut bine, acum îți dai seama că n-ai făcut chiar așa bine. Poate îți dai seama, un lucru care l-am auzit foarte fain era un om matur. Nu e un om perfect. Nu este niciunul perfect. Un om matur este omul care știe ce poate face. Dacă îl scol pe ăla la 3 dimineața, ăla face, sudează, pune pompe de apă, nu știu, lucrurile alea. Știe ce are de făcut. Omul ăla știe și ce nu știe să facă. Dacă îl trezești la 3 dimineața sau la 3 la amiază și îi spui, hai și fă-mi un dulap mobilă, el zice, nu mă ocup cu mobilă. E foarte important să poți să spui nu și să știi că asta nu e de mine. Eu mă ocup cu pompe de apă. Da? Trebuie să știi care sunt punctele tale care sunt punctele tale slabe. Deci știu ce știu să fac, știu ce nu știu să fac, știu care sunt punctele mele slabe. Punctele mele slabe nu sunt neapărat defecte de caracter. Punctele mele slabe sunt niște abilități pe care poate le-am lăsat oarecum dormante, le-am lăsat un pic, că n-am avut timp. Eu, de exemplu, nu, fac, dacă ești o firmă mică, când merge vânzarea din plin, nu mai faci marketing. Exact. Dar ăla e un punct slab pentru compania ta. Mm-hmm. Ar trebui să stai, poate că ar fi bine să te gândești că marketingul ăla te-ar fi ajutat în perioada asta. Cum fac, hai să ne oprim aici, că e foarte bun exemplu. Cum fac ca în viața mea de după, când se întâmplă niște lucruri, să-mi pun niște beculețe care să aprind, ceva să-mi pună piedică, ceva să dau cu capul, ca să știu și să mă forțeze pe mine, eu le pun, adică eu cred în ele, eu le pun și dacă mă atenționează, știu că eu le-am pus și nu dau vina pe nimeni, da? Pentru că eu le-am pus și știu că e pentru sănătatea mea viitoare și pe termen lung. Cum le pun, cum le fac într-adevăr, ca într-adevăr când ajung acolo să fac exact ce trebuie, nu ce-mi place și ce am chef. În primul rând trebuie să fii foarte onest cu tine, să fii un pic, să nu fii prea bun cu tine. Așa, noi corect. Suntem foarte indulgenți. Așa, indulgenți cu toleranți. Noi și cu noi înșine și foarte critici cu altul. Le vedem la altcineva, vedem toate punctele lui slabe, vedem tot ce trebuia să facă. Cum, asta... cum le transferăm invers? Va trebui să fim. Un lucru bun este să ai pe cineva lângă tine care să tragă atenția. Asta e de notat. Să ai pe cineva care să, poate să fie, nu soția ta, că ea îți pune oricum. Poate că ar trebui să ai un mentor. Un mentor. Coach. Să ai un om căruia să-i comunici targetul tău, ținta ta, ce vrei tu să faci în viață. Să te tragă la răspundere. Să te tragă la răspundere. Ideea de ucenicie a devenit așa de suetă, ucenicie. Lasă, domnule, că noi ieșim și știm de toate. Ucenicia din totdeauna a fost un lucru bun. Adică, noi astăzi numai despre asta am vorbit. Adică ce face un ucenic? Se duce la ăla care știe mai bine decât el și învață să fie cel puțin la fel de bun ca el. Să fie ucenic este un lucru foarte bun. Ori pentru asta trebuie să-ți găsești un mentor, un om pe care îl respecti, un om care apreciezi valorile, care apreciezi realizările și în care poți să ai încredere și să-i spui, trage-mă de mânecă. Am prieteni care au fost foarte onești cu mine și mi-au spus unde greșesc, pentru că ei știu că avem o relație suficient de bună încât să-mi poată spune. Un om care îl ai foarte aproape de tine și care îți poate spune unde greșești, ăla e omul pe care trebuie să-l plătești. Nu să te superi că spune, să-l plătești că spune. Exact. Adică să și eu, unul din ăla îți dă Dumnezeu unul sau doi în viață, care să ai tu încredere absolută. Când ăla spune chișbea, du-te culcă-te. Nu trebuie să spună doi. Ăla, că noi zicem când îți spun nu știu câți. Mm-hmm. Ăla când îți spune unul, dacă tu zici, bă, dar n-am beut nimic, ăla spune, du-te culcă-te. Bine, mă duc și mă culc. Înțelegi comparația. Adică am încredere absolută că el mă vede din afară. Eu nu mă văd pe mine. El mă vede din afară pe mine. Și atunci când tu îi predai controlul vieții tale, că asta e... Într-un fel, da. Pentru că un lucru pe care l-am spus mereu și prietenilor mei și unde mai vorbesc, când l-am preluat și eu, l-am auzit la cineva, când ești înșelat, nu-ți dai seama că ești înșelat. Pentru că atunci n-ai mai fi înșelat. Da, așa e. Pentru că dacă ți-ai dat seama că ești înșelat, n-ai mai fi înșelat. Dar tu când nu vezi bine, când vezi în ceață, când orizontul ți blură așa și nu-ți dai seama ce faci,
ai nevoie de cineva care vede bine lângă tine să spună, mă, nu faci bine. Și tu atâta încredere să ai în el încât să zici, ok, să mergi pe mâna lui. Ce trebuie să fac? Exact. Asta e un lucru pe care ar trebui să-l faci. Puneți, bateți în cuie, fă-te vulnerabil. Ai niște valori în compania ta, ai niște valori în casă la tine ca părinte? E suficient de bărbat să le scrii pe perete în casă. Să spui, în casa asta, tata nu ridică vocea la nimeni. Bravo. Și când tu ridici vocea, copiii îți arată, fă-te vulnerabil. E mai comod să nu scrii, că nu zice nimeni nimic. Dar vei rămâne tot așa. Puneți-le, puneți în compania ta, astea sunt valorile. Noi nu dăm țeapă la nimeni. Noi nu zbierăm unii la alții în compania noastră. Noi nu, știu eu, abarnăm. Nu ne supărăm atunci când ceva nu a mers bine în ziua respectivă. Căutăm soluții. Pune-le undeva pe perete să le vadă. Fii tu, ca șef, suficient de vulnerabil să le pui acolo ca să te poată judeca angajații tăi și prietenii tăi pe baza ceea ce ai spus acolo. Te obligă, obligă-te pe tine într-un fel. Mai sunt și alte... Dacă ești angajat, nu poți să spui tu în dreptul tău, în asta, băi, eu fac așa, astea sunt valorile mele. O să fii angajatul și lunii. Șeful, nu contează, care e problema? Foarte bine, noi despre ce facem aici, nu? Despre asta vorbim. Da. Mai continuu, că asta e o chestie foarte, foarte interesantă cu mentorul și ucenicul și să ai pe cineva lângă tine care să te tragă de mânecă, de urechi, de ce mai ai. Da, e foarte... Nu va veni un mentor la tine și zică, bă, n-ai vrea să te mentorezi. Adică ăla care vine vrea să-ți ia banii, înțelegi? Că sunt mentori din ăștia care pe bani fac... Și nu-i rău, că ei fac asta și își fac business-ul lor. Dar eu cred că fiecare dintre noi ar trebui, poate nu o spunem cu cuvinte, dar trebuie să lăsăm să înțeleagă pe cel care îl vrem să fie mentorul nostru, că poate să ne spună orice. Și nu doar atâta, trebuie să ne comportăm în felul în care el să ne poată spune orice. Că dacă ăla îmi spune și eu mă supăr o dată, două ori, și aici tot să te vulnerabili într-un fel, că nu ne place să fim corectați. Nu cred că este cineva aici, nu știu cum să te numesc, dacă îți place să fii tras la răspundere. Nu îi place la nimeni să fie tras la răspundere. Și chiar dacă pe moment te superi, trebuie să ai oameni care să aibă răbdare cu tine și dacă te-ai supărat, el știe că mâine îți trece și te-o răbdat. Dar tu trebuie să te comporți în așa fel încât el să poată să-ți spună anumite lucruri. Sunt diferite grade în care permiți oamenilor să vină în viața ta. Oameni care au, cum zici tu, control asupra vieții tale, nu sunt mulți. Probabil, cum am spus, îți dă Dumnezeu unul sau doi în viața ta și oamenii ăia trebuie să-i plătești. În jurul tău, cum spunea cineva, ai oameni care sunt cu tine pentru ceea ce ești tu. La ei le place de tine ca persoană, că te iubesc pe tine. Și aia sunt cu tine. Ai oameni care sunt cu tine pentru ceea ce faci tu. Asta e... angajatul tău. Îmi place în firma asta, super. Când tu faci o schimbare, ce bă, nu mai îmi place în firma asta și pleacă. Sau oameni care sunt cu tine pentru că sunt și ei împotriva la ce ești tu. Bă, noi suntem anti toți, da? Dacă cumva ți-ai schimbat viziunea și nu mai ești anti, nu mai ești cu tine. Că noi aveam același dușman. Da? Dar oamenii care sunt pentru tine, cu tine pentru tine, ăia sunt unici, într-un fel anume. Ăia sunt un dar de la Dumnezeu. Prețuiește-i, nu-i supăra, lasă-i să-ți spună unde greșești, valorează și anunță-i să știe că cuvântul lor contează pentru tine. Foarte interesant. Nu e ușor, e greu, dar e singura cale într-un fel să nu te pierzi în ceață. Eu mi-am notat aici că ucenic este metoda care dă rezultate. Se pare că tot povestea noastră, da, toată povestea noastră a fost despre ucenic. Numai că, uite, i-am și găsit numele. Chiar dacă noi ne referim la ucenic ca și acel tânăr care se uită la mâna meseriașului, dar hai să transpunem chestia asta în poziția mea. Eu al cui ucenic aș putea fi? Acum, nu contează că sunt avocat judecător, cine fi, da? Pot fi un ucenic al cuiva. Și la fel, același lucru este disponibilitate și disciplină, care vine de la cuvântul discipol, da? Care înseamnă același, este ucenic. Absolut. Da? Absolut. Era valoarea numărul unu, nu? Al Domnului Iisus, care chema ucenicii și era o singură chestie. Vine după mine și gata. Încheiem seara aceasta. Eu mă bucur foarte mult de ce am reușit să facem. Cred că telespectatorii au înțeles. Vrem să închidem seara aceasta
Mulțumindu-vă, dragi telespectatori, sper că ați învățat câteva lucruri, puteți relua această emisiune, o puteți revedea și vă notați toate aceste lucruri una sub alta, le împliniți, le scrieți pe hârtiuțele dumneavoastră, pe carnețele și ne revedem lunea viitoare. Adrian Butuc și Ionuț Dura, în seara aceasta v-a fost gazda dumneavoastră. La revedere, noapte bună! La revedere, noapte bună!